Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre circumstanțiala de timp, aplicații. Așa cum poate te-ai obișnuit, hai să vedem ce are materialul în vedere. În primul rând, ce este circumstanțiala de timp? Care sunt termenii regenți? Care sunt sursele pentru recapitularea circumstanțialei de timp și, bineînțeles, cum construiesc o frază care are o circumstanțială de timp. Să vedem. Ce este circumstanțiala de timp? În primul rând, ea este realizare propozițională a unui circumstanțial de timp, da? A unui complement. Ea răspunde la întrebările când, de când, până când. Care sunt termenii regenți ai circumstanțiale? Așa cum știi, poate un termen recent poate să fie verbul, un alt termen, locuțiunea verbală. Dar, bineînțeles, și intersecția poate să fie termen regent. Chiar și adjectivul în anumite situații și, de ce nu, adverbul. Iată aici. Da? Termenii regenți și felul în care ei introduc o circumstanțială de timp. Pentru recapitularea circumstanțialei de timp, îți recomand canalul de YouTube, da? EduCred Gimnaziu, unde vei găsi informații despre complemente, despre complementul circumstanțial de timp, despre diversele elemente introductive ale propozițiilor subordonate, vei găsi foarte multe materiale care te vor ajuta în învățare. Dacă ai nevoie de informații specifice despre circumstanțiala de timp, iată aici, poți să găsești informații exact despre circumstanțiala de timp. Hai să vedem cum construim, de fapt, o frază care include o circumstanțială de timp. Contextul este acesta. Să scrii o informație despre un coleg. Ce vrei tu? În primul rând, pasul 1, să reții despre ce trebuie să scrii. Pasul 2, să stabilești termenul regent. Pasul 3, să construiești propoziția care include regentul. Pasul 4, construiește subordonata, iar pasul 5 trebuie să fie cel în care verifici fraza. Hai să trecem mai departe. Și hai să vedem cum vom construi o frază. Da? În primul rând, ideea. Da? Care este ideea? Despre ce trebuie să scriu? Păi să am grijă să fie o informație despre un coleg. Da? Notăm aici ca să avem foarte clar informație despre un coleg. Bun. Pasul 2. Regentul. Nu știu. Să văd despre ce să spun. Verbul a privi. Mi-aleg un verb. Bun. Îmi plac mie tare mult verbele ca termeni regenți. Să construiesc o propoziție. Da? Păi, informația despre coleg. Da? Matei, este colegul meu, privea nostalgic pe fereastră. Bun, mi-am stabilit verbul, l-am și subliniat să țin minte termenul recent și acum să construiesc subordonata. Știu că propoziția subordonată circumstanțială de timp răspunde la întrebarea când. Da? Când privea Matei pe fereastră? Hai să vedem. Da? Matei privea nostalgic pe fereastră Bun. Introduc elementul de relație în timp ce să fiu sigură că îmi iese o circumstanțială de timp, în timp ce eu făceam tema
la matematică. Bun, mergem la pasul 5. Verificare. Hai să vedem. Am nevoie de propoziție principală, propoziție subordonată. Bun, îl am verbul privea, am făceam, bun. Am două predicate, două propoziții. Elementul de relație, împărțirea, prima propoziție, a doua. Hai să vedem. Matei privea nostalgic pe fereastră. Da? Când privea Matei pe fereastră? În timp ce eu făceam tema. Da? Când privea? Da? În ce moment? Da? Cât a durat? Păi uite, în timp ce eu făceam tema. Este foarte important pasul acesta, verificarea. Da? Pentru materialul respectiv. Să mergem mai departe, da? Și să vedem ce exerciții îți propun. Iată exercițiile individuale propuse. Să scrii o informație despre sentimentele cuiva. Să alcătuiești o frază din două propoziții și să ai ca regent verbul a citi. Să formulezi un enunț în care propoziția iepurii de pe câmp au luat-o la fugă să fie regentă pentru o circumstanțială de timp. Sau, al patrulea exercițiu, mie asta îmi place foarte tare, să ai propoziția ori de câte ori poate, da? Să o adaugi într-o frază, în așa fel încât ea să fie propoziție circumstanțială de timp. Deci la exercițiul 4 trebuie să găsești tu regenta. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, aici ai bibliografia și resursele utilizate. Îți mulțumesc pentru atenție și mult succes în continuare!